Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Din Secretele Istoriei, astăzi aflăm cum a încercat Decebal să-l ucidă pe Traian. După un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Ucide capul ca să piară trupul. După cum bine se știe, războaiele dacoromane au fost conflicte deosebit de sângeroase, în urma cărora o parte a Daciei a fost cucerită și transformată în provincie romană. În teritoriul ocupat a fost declanșat procesul de romanizare. Tocmai de aceea aceste războaie reprezintă o pagină deosebit de importantă în istoria românilor. Regele Dac a avut mai multe conflicte cu diversi conducători romani și, știind ce pericol înseamnă pentru Dacia Imperiul, a hotărât ca pe diverse căi să scape de împărații Romei, călăuzindu-se după principiul ucide capul ca să piară trupul. Regele Dac era convins că dacă va ucide fie pe Domitian, fie pe Traian, sau chiar pe principalii generali dușmani, Imperiul Roman va renunța la ideea cuceririi Daciei. În minutele următoare vă vom prezenta câteva evenimente și acțiuni mai puțin cunoscute marelui public. Condiții istorice. Războaiele dacoromane au o conotație aparte în istoriografia românească, fiind două conflicte deosebit de importante în lumea antică, în special pentru Imperiul Roman, care în acest fel a scăpat de un adversar redutabil în zona Carpato-Danubiano-Pontică. Se știe că a fost un conflict foarte mediatizat la acea vreme, iar împăratul Traian, unul dintre cei mai importanți împărați, a și imortalizat aceste războaie pe un monument care și astăzi se află în capitala fostului Imperiu Roman și căruia îi datorăm multe informații despre războaiele dintre daci și romani, și anume celebra columnă a lui Traian. După moartea regelui Burebista, aproximativ în anul 44 înaintea erei noastre, regatul Dac s-a fragmentat în mai multe formațiuni politice de mici dimensiuni și cu o influență și totodată putere militară mult limitate. Mai exista doar un centru al puterii laice și religioase în zona munților Șureanu, la Sarmisegetuza. În acest loc, regii sacerdoți controlau și aveau în grijă vechea zonă sacră închinată lui Zamolxis. În restul țării, mici căpetenii luptau sau se aliau cu romanii după cum le dictau interesele. Odată cu instaurarea Imperiului, prin victoria lui Octavian asupra rivalilor săi, romanii au început să preseze tot mai mult la Dunărea de Jos. A fost organizată provincia Moesia, iar treptat căpeteniile geților din Dobrogea au fost supuse de legiunile romane și teritoriul inclus în Imperiu. Se știe că dacii, neamuri foarte războinice și foarte renumite pentru vitejia și tradiția lor militară în lumea barbară, erau ca un ghimpe în coasta romanilor și le dădeau bătăi de cap în mod constant. Nu de puține ori, treceau Dunărea înghețată și devastau Moesia și alte provincii romane de la sud de Marele Fluviu. Dacii trăiesc nedezlipiți de munți, de acolo, sub conducerea regelui Cotiso, obișnuiau să coboare și să pustiască ținuturile vecine, ori de câte ori Dunărea, înghețată de ger, își unea malurile. Augustus a hotărât să îndepărteze această populație, de care era foarte greu să te apropii. Astfel a trimis pe Lentulus și i-a alungat pe malul de dincolo, dincoace au fost așezate garnizoane. Astfel, dacii nu au putut fi înfrânți, ci doar respinși și împrăștiați, nota istoricul latin Anaeus Florus. De altfel, hărțuielile și micile conflicte între triburile dacilor și romani au fost destul de dese. Totul a culminat cu un atac neprovocat al dacilor la sud de Dunăre, în anul 85-86 era noastră, în timpul domniei împăratului Domitian, dacii conduși de bătrânul rege Duras. Războinicii daci, în fruntea cărora se afla viitorul rege Decebal, îl ucid pe guvernatorul Moesiei, Opius Sabinus, îi retează capul și îl poartă ca pe un trofeu. A fost o provocare prea fățișă și prea umilitoare pentru romani.
Așa că Domitian atacă Dacia, avându-l pe generalul Uscus, drept comandant al armatei romane. Așadar, primul mare conflict are loc în anul 87 era noastră, imediat după invazia Moesiei. Decebal era deja la cârma regatului Dac și inițial a cerut pace, văzând numărul mare al trupelor romane. Un izvor antic ne spune că Decebal, văzând mulțimea trupelor trimise contra sa, ar fi fost dispus să încheie pace, dar i-a fost refuzată. Atunci a trimis vorbă că, pe viitor, dacă romanii vor vrea să încheie pace cu el, le-o va acorda numai în schimbul unei sume care să reprezinte câte 2 oboli de fiecare roman din imperiu. Era evident o sfidare, notează Constantin C. Giurescu în Istoria Românilor. Decebal îl înfrânge pe Fuscus Latape. În anul următor, 88 era noastră, o altă armată condusă de această dată de Tetius Iulianus a atacat din nou regatului Decebal și dacii sunt înfrânți, culmea tot Latape. Câștigând la limită, romanii acceptă pacea în condițiile impuse de Decebal, foarte favorabile dacilor, dar de neconceput senatului de la Roma. Domitian dă serbări mari la Roma și celebrează un triumf asupra dacilor. Nu împinge însă îndrăzneala așa de departe încât să-și ia titlul de Dacicus, gurile rele din Roma, afirmau chiar faptul că n-ar mira din partea celuia care petrecea la Naissus, în timp ce legiunile erau distruse în Dacia, că obiectele de preț care împodobeau ca pradă triumful lui Domitian fuseseră luate în realitate din tezaurul imperial, mai notează Constantin C. Giurescu în Istoria Românilor. Nepotul regelui. Odată ce a aflat de intențiile lui Domitian, regele Dac a dat ordine ferme, împăratul și generalul Fuscus să fie lichidați. Conform unor autori antici, mai mulți fii de Tarabostes studiau sau trăiau la Roma cu identități false. Printre ei se afla și un nepot al lui Decebal, Daties sau Ziatus, ar fi numele acestei rude, nu se știe precis. Daties primește misiunea de a-l otrăvi pe împărat, dar eșuează, otrava ucigându-l pe un pretorian. Daties este nevoit să fugă din Roma în Dacia și, conform lui Florus, va pieri în lupta de la Tape. În același timp, Decebal îl trimite pe marele preot Vezina cu un grup de arcași ca să îl asasineze pe generalul Fuscus. Tentativa nu reușește, ba chiar Vezina este nevoit să se prefacă mort ca să scape de răzbunarea romanilor, iar generalul Fuscus va muri totuși ucis în lupta de la Tape. Intră în acțiune Traian. Între timp, la Roma, împăratul Domitian este asasinat, nu de dacii lui Decebal, ci de un libert, iar în locul său a fost ales un bătrân senator, Nerva. Nu a trecut multă vreme până când acesta a lăsat locul favoritului său Traian, un hispanic energic, un om al războiului cu multă experiență în conducerea trupelor pe câmpul de luptă. Traian nu vedea cu ochii buni umilința încasată de romani în fața dacilor în perioada anilor 86-89 era noastră. Multă vreme s-a spus că Traian dorea să cucerească Dacia doar din motive economice și că l-ar fi interesat doar aurul dacic și grânele dacilor. Ipotezele sunt cât se poate de false, spun istoricii, grânarul Romei fiind de fapt Egiptul, iar despre aur, romanii au aflat și l-au exploatat numai după cucerirea Daciei. Pe lângă umilința încasată de romani, principalul motiv al lui Traian a fost faptul că dacii reprezentau un pericol constant pentru imperiu. Cucerirea Daciei reprezenta pentru Traian pace la limesul dunărean. După ce stătu câtva timp la Roma, Traian întreprinse o expediție contra dacilor, gândindu-se la ținuta lor și fiind revoltat de tributul pe care ei îl primeau în fiecare an și fiindcă vedea cum cresc puterile lor și îngânfarea lor, nota Diocasius. Și astfel, în anul 101 era noastră, Traian trece Dunărea pe un pod de vase
și declanșează ceea ce numim astăzi primul război daco-roman. Asasinii regelui Dac. La început, Decebal începe să-și strângă la rândul său aliații și încearcă să ceară pace lui Traian, dar evident împăratul roman nu a acceptat. Atunci, regele Dac recurge la corpul lui de asasini profesioniști. Astfel, Decebal apelează la o soluție disperată și trimite asasini să-l ucidă pe Traian în cortul de campanie. Traian însă scapă nevătămat, apoi încearcă altceva. În urma unei capcane, regele Dac îl capturează pe unul dintre comandanții armatei romane, dar în același timp și cel mai bun prieten al lui Traian, generalul Longinus. Decebal îi cere lui Traian să se retragă. Dacă împăratul roman se va întoarce, Decebal îl va cruța pe Longinus. În caz contrar, îl va ucide în chinuri groaznice. Traian a ezitat, dar între timp, generalul Longinus a făcut rost de o travă sinucigându-se și cerându-i lui Traian să continue campania și să-l răzbune. Înfruntarea dintre romani și daci se dă tot la tape, locul strategic ales de daci. Bătălia este deosebit de sângeroasă, iar Dio Cassius spune că însuși împăratul Traian și-a rupt cămașa pentru a face bandaje pentru soldații săi răniți. Replica lui Decebal dezvăluie o gândire strategică de vast orizont. În timp ce armata romană era angajată în Banatul de astăzi, forțele unite ale dacilor, burilor și sarmaților au trecut în sudul Dunării și au înaintat prin Dobrogea, unde a avut loc o mare bătălie. În cursul ei, pierderile romane au fost atât de mari, calculele specialiștilor le evaluează la 3800 de militari, încât Traian și-ar fi rupt veșmintele pentru a putea fi legate rănile soldaților săi. Amploarea bătăliei și însemnătatea ei sunt relevate și de hotărârea împăratului de a înălța pe locul încleștării un monument triumfal, Tropaeum Traiani, ale cărei vestigii au fost numite de cuceritorii turci Biserica Omului, adică Adam Clisi. Victoria de la Dobrogea a decis soarta campaniei. Decebal nu mai dispunea de forțe pentru a continua războiul, astfel că încheierea păcii devenea o stringentă necesitate. Regele Dac a acceptat condițiile dure impuse de Roma, care urmărea pe această cale să-l priveze pe Decebal de mijloacele sale de putere, notează istoricul Florin Constantiniu. Și, într-adevăr, Decebal cere pace lui Traian, mai ales că însăși partea triburilor dace începeau să treacă la romani, spun istoricii latini. Traian acceptă în cele din urmă pacea, dar de această dată în condiții umilitoare pentru regele Dac. Al doilea război. Regele Decebal, spun autorii antici, s-a umilit doar pentru a câștiga timp. A încălcat toate prevederile și a continuat să-și întărească cetățile, să primească transfugi și să încerce să facă alianțe cu triburile barbare. Nu că doar el ar fi avut de gând să se ție de cele încheiate, ci numai pentru a scăpa din pierzania în care se afla, nota Dio Cassius. La rândul său, Traian a întărit linia de castre militare și l-a însărcinat pe inginerul Apolodor din Damasc cu ridicarea unui pod peste Dunăre, terminat în primăvara lui 105 era noastră. Imediat după terminarea podului, Traian îl trece în fruntea armatei romane, hotărât să dea lovitura decisivă lui Decebal, cel care atacase pe sarmații iazigi, aliații Romei, dar și care încălcase toate prevederile tratatului de pace încheiat în anul 102. Nu insistăm asupra războiului, știm cu toții cum s-a terminat. Doar amintim un episod petrecut în tabăra romană de la sud de Dunăre. Se pare că mai mulți daci, trimiși de Decebal, s-au dat drept dezertori și apoi au lucrat la construcția podului, așteptând un moment propice. Și acesta a venit în luna ianuarie a anului 105, atunci când împăratul Traian a venit să inspecteze lucrările la pod. Conform lui Dio Cassius, așa zi și dezertorii daci au încercat să îl asasineze pe Traian, dar au fost prinși și decapitați,
iar căpățânile asasinilor trimise în dar regelui Dac. Până la urmă, Traian îl înfrânge pe Decebal și cucerește capitala Sarmizegetuza, iar Decebal, ca să nu cadă viu în mâna romanilor, se sinucide. Mormântul din Filipii, Macedonia. În anii 80, arheologii au făcut o descoperire importantă, și anume mormântul unui decurion roman, Tiberius Claudius Maximus, un veteranus născut la anul 69 era noastră, adică exact omul care a vrut să-l captureze pe Decebal și care l-a decapitat după sinuciderea acestuia. Tiberius, stabilit în Filipii, și-a ridicat în timpul vieții o stelă funerară pe care și-a gravat-o cu CV-ul său, Cursus Honorum, ilustrându-l cu scena în care el, pe cal, îl capturează pe regele Dac, care, pe stela soldatului, spre deosebire de scena oficială de pe columna din forum, ridică mâna cerând să fie cruțat în loc să se sinucidă, ca în versiunea oficială. Așa s-a aflat cine l-a decapitat pe vestitul rege Dac, numai că versiunea acestuia asupra morții regelui este una falsă, veridică și necontestată de istorici, fiind versiunea prezentată pe columna lui Traian, aflată în forumul roman din capitala Italiei de astăzi. Pe stela funerară este gravat următorul text. Șef de iscoade și cercetași în războiul dacic și recompensat pentru curajul său cu două decorații în timpul războiului cu dacii și una în războiul cu parții, făcut de același împărat Decurion, întrucât l-a capturat pe Decebal și i-a adus capul la Ranistorum, unde se afla împăratul. Lucruri mai puțin cunoscute despre regele Decebal. Decebal a fost ultimul rege al Daciei și un personaj de legendă în istoria poporului român. A fost omul care a condus armatele Daciei în cele mai crunte înfruntări din antichitate. Decebal a sfârșit ucigându-se, iar după moartea sa, o parte a teritoriilor aflate în stăpânirea lui au intrat în componența Imperiului Roman. Despre el s-a scris mult și cu toate acestea există câteva lucruri mai puțin cunoscute din viața lui. De exemplu, s-a descoperit recent un text atribuit istoricului latin Cassius Dio, care l-a prezentat pe Decebal ca fiind un dușman de temut al romanilor. Decebal, regele dacilor, era priceput în ale războaielor și iscusit la faptă, știind când să năvălească și când să se retragă la timp. Meșter în a întinde curse, vitează în luptă, știind a se folosi cu dibăcie de o victorie și a scăpa cu bine dintr-o înfrângere, pentru care lucruri el a fost mult timp un potrivnic de temut, nota Dio Cassius. S-a spus că Decebal era fiul sau nepotul lui Duras, dar vasul descoperit la Sarmizegetuza afirmă că era de fapt fiul lui Scorilo, Decebalus per Scorilo, o inscripție redactată în limba dacilor, dar cu litere latine. Istoricii susțin că numele Decebal înseamnă cel curajos sau cel puternic, numele real fiind de fapt Diurpaneus, iar porecla și-a căpătat-o în războaiele de la Tape. O altă sursă antică descrie cum regele i-a înșelat pe romani în lupta din anul 88 de la Tape. Aici, dacii au încercat să țină piept invaziei legiunilor romane conduse de generalul Tetius Iulianus. Istoricii susțin că atunci legionarilor romani li s-a ordonat să își înscrie fiecare numele pe scut pentru a putea fi urmăriți în luptă. Textele antice spun că una dintre capcanele întinse de regele Decebal romanilor a fost cea a curățării trunchiurilor de copaci dintr-o pădure pe care le-au împodobit cu arme și armuri, iar legionarii au crezut că au în față o mare armată și au evitat astfel înaintarea spre Sarmizegetuza Regia. Potrivit istoricilor, armata lui Decebal se ridica la 60.000 de oameni, dintre care 40.000 erau daci, iar restul proveneau din rândurile triburilor germanice și sarmatice,
care le-au fost aliate dacilor împotriva romanilor. Despre organizarea armată a dacilor a scris și istoricul Vasile Pârvan. Atât organizarea trupelor, pe cete comandate de șefi pricepuți în ale războiului, mai ales de gherilă și de stratageme, cât și armamentul și mașinile de război, gețile puteau perfect învăța de la regii elenistici ai Macedoniei și Traciei, cu care fuseseră în necontenite lupte sau la care serviseră ca mercenari. Dar principalele lupte ale geților nu erau cu grecii, ori pe urmă cu romanii, ci cu barbarii înconjurători, scitos armați, suebi, bastarni, celți de toate felurile, în sfârșit traci. Prin urmare, oastea getică, fiind mai mult o periodică ridicare în masa populației țărănești, turburate de vecinii nomazi și prădalnici, va fi avut același caracter ca și oastea principatelor române de mai târziu, cete țărănești, înarmate adesea cu simple unelte agricole, ori măciuci și buzdugane de lemn strujit și pârlit. Pe vremea lui Decebal, dacii aveau de mult cetăți tari și mașini de război după modelele romane. Dar chiar în războaiele cu Traian, dacii apar pe columnă tot ca niște țărani, înarmați ad hoc, iar nu ca oaste de meserie. Și ar mai fi multe de spus despre lucrurile mai puțin cunoscute din viața regelui Decebal. Dar spațiul prietenii nu ne permite, însă promitem că vom reveni și cu alte neștiute, dar senzaționale întâmplări din acea vreme de demult. Îi mulțumim lui George Hodorogea pentru acest material și vouă pentru că ne-ați urmărit. Pe curând!